Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mi-am adus aminte de niște momente în care eu încercam să dorm și Zaf dormea. Când am fost noi într-o deplasare odată la Madrid. Hai să spunem, da. De ziua națională. De ziua națională, deplasare în Madrid, am primit o cameră vai de capul ei undeva și ne-am culcat, aveam, slavă cerului, măcar nu era pat dublu, dar erau două paturi unul lângă altul. N-ai rezistat prea mult atunci. Motocoasa era lângă mine. Motocoasa! Iar eu sunt sensibil, am somn ușor, așa. Mă întreba Zav mai devreme, tu de ce nu dormi la tine în grădină pe terasă? Nu merge, frate, eu trebuie să am păturica mea, pernuțele alea, nu păi pot eu. Păi da, la tine acolo e păsărica ciripește. Nu se poate, mă deranjează foarte tare. Nu știi că am înregistrat păsărica noaptea, care cântă miros noaptea. De iarbă, mai e câte un vecin. Cobor mașina de grădină, cum ar veni. Mă întreb, de ce nu spui dopuri în urechi? Nu pot să dorm de la dopuri în urechi, e prea liniște. A, deci nici așa, nici așa. Nici așa, e nenorocire. Nimic, îți dau eu o înregistrare, dacă vrei. Asta e nenorocire cu somnicul. Bun, pe de altă parte, ăsta e un avantaj al faptului că ai program de dimineață, poți să dormi la prânz. Dacă ai condițiile necesare. Faci un somnic mic la prânz, sigur, după aia te trezești și te apuci de lucru pentru emisiunea de-a doua zi, deci nu e chiar așa un mare avantaj, dar un mic, mic avantaj ar fi. Băi, când ai oborul lângă tine și poți să trebuie să mănânci între 3 și 5 mici, altfel te culci la prânz. Te culci cu burtica plină, se și vede. Între 2 și 8 e normal. Între 2 și 8 mici. Asta e marge, între 3 și 5 e o marge incorrectă. 2 și 8? Da. Dormiți la prânz, prieteni? Zilnic. Dar care-i? Serios? Eu nu pot zilnic. Mai că serios. Eu dorm două zile pe săptămână la prânz. Nu. Așa dormeam și eu acum două sezoane. Cam o zi maxim. A început acum, să mă ajungă. Acum, dorm două ore la prânz, nu sunt om. Da, și eu am descoperit că nu mai e din ce mai dificil. Aștept vacanța. Acum, și somnicul ăsta de după amiază. E important că dormi ca să nu te chiaunești total. Că e pe durate. Adică e așa, dacă dormi între 10 și 20 de minute, asta e foarte bine. 10-20 de minute este, primești boost de energie și vigilență. Te menține, rămâi în zona fazei ușoare de somn și atunci 10-20 de minute e bine. Dacă depășești, ajungi la 30 de minute, asta e durata cea mai nasoală. Jumătate de oră, intri în faza de somn profund și te trezești din somnul profund, ești complet chiaun când te dai jos din pat. E mahmureală de somn, cum îi spune. Da. Deci, ori 10 minute, da. La 60 de minute oră, asta e o durată ceva mai bună. Îmbunătățește memoria, îți amintești mai bine fapte, fețe, nume, deci la mine nu merge asta. Trebuie să dorm multe 60 de minute ca să-mi aduc mai bine aminte numele. În 60 de minute ajungi și în faza somnului profund, dar când te trezești după 60 de minute, tot ești un pic mahmur. Și cel mai bun somnic, pui de somnic de ăsta de prânz, e 90 de minute. Cea mai bună durată pentru pui de somn, un ciclu complet de somn, care trece și prin faza aia ușoară, și cea de somn profund cu vise, și se spune, adică, mă rog, e certificat științific, somnul de 90 de minute îmbunătățește abilitățile emoționale și cognitive, și creativitate. Ce vă zic eu, la 220 de minute este și mai bun. Tu dormi două ore, mă? Da. Bătute pe muchie. N-ai treabă. Dar îți vine imediat somnicul așa sau? În două minute sunt gata. Da? Da. Mie noaptea mi se întâmplă când mă culc, adică seara când mă culc așa, dar la prânz mă mai chin uneori. Nu, eu la prânz dorm cel mai bine. Da? Sunt frânt. Da, și seara mi se mai întâmplă și mie câteodată să nu adorm foarte repede, adică să-mi ia chiar și 7-8 minute să adorm. La prânz am pus capul jos și n-ai nevoie, no. Zav, tu adormi ușor? La prânz am o problemă cu adormitul. Trebuie să fiu foarte obosit ca să adorm foarte repede, dar seara nu-i problemă. Dacă am pus capul jos, practic în cădere. Eu am descoperit am o metodă de adormit la prânz super simplu. Am niște căști alea care taie sunetul înconjurător. Și pun eu un podcast. Săracul este un american care face un podcast de istorie și vorbește monoton. El așa mai vorbește. Făcut episoade? Că l-am ascultat. Are sute de episoade. Nu ăla, nu Dan Carlin, ăla este genial. Altul, îți dau eu. Și povestește, are câte 50-60 de episoade despre Revoluția franceză. Ce ești la episodul 2? Practic pot să fiu la oricare, că îi dau drumul și cam în 5 minute se rupe filmul, înțelegi? Și mă trezesc. Au trecut 3 episoade, 4 episoade. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.